Andreea și Laurențiu. Doi geografi. Și astăzi vă arătăm Muzeul Civilizației Egiptene din Cairo. Și ce am mai făcut noi în a doua parte a zilei pe care am petrecut-o în Cairo înainte de a pleca spre Hurghada. Noi, când am purat spre Egipt, am aterizat în Cairo. Aveam deja luat zborul de întors peste o lună, așa că am avut cazare 3 nopți în Giza, în ideea că o să mergem o zi la piramide și o să ne mai rămână o zi prin Cairo, pentru că oricum urma să ne întoarcem înapoi în Cairo și vizitam mai multe atunci. Am plecat de la cazarea noastră din Giza spre piața Tahrir, am luat un Uber. Uberul era ieftin în Egipt, benzina era ieftină, așa că pe o cursă de 40-50 de minute în funcție de trafic, plăteam foarte puțin. Da, am dat până 10 lei. Da, pe 8 lei, pe 8 lei, da. Era foarte ieftin. Eram în mașină și ne tot uitam la blocurile neterminate pe lângă care treceam. Erau foarte multe construcții nefinalizate, unele arătau de parcă erau bombardate ca de după război. Am și aflat faptul că în Egipt clădirile astea la roșu erau scutite de impozite. Vedeam tot felul de blocuri sau hoteluri cu un etaj dat în folosință și celelalte aflate încă în construcție. Un etaj era cu apartamente, deasupra erau schele sau un schelet metalic și așa mai departe. O dată ajuns în piața Tahrir, ne-am lovit iarăși de traficul infernal, de gălăgie, de haosul. Da, iar ne-a luat 10 minute să trecem strada. Da, din zona centrală a orașului Cairo. La intrarea în muzeu se face mai întâi o scanare de bagaje și de persoane chiar înainte de a intra în incinta muzeului. Sunt și pașapoartele pentru anumite persoane. Ne-am luat două bilete, unul pentru adulți și unul pentru studenți. Doamna de la ghișeu ne-a și întrebat dacă vrem unul pentru studenți. Normal că am acceptat. Oferta. Și a fost în total 300 de lire egiptene. Muzeul egiptean era primul contact cu lumea Egiptului antic, cu lumea faraonilor, cu lumea hieroglifelor. Încă de la intrare erau pereți scoși din diferite morminte, din diferite piramide sau temple, la care erau expuse acolo. Era prima dată când vedeam hieroglifele. Cum în piramide nu am văzut, ne-am gândit că aici sigur o să vedem. În 2022, în incinta muzeului,
Există o expoziție cu toate obiectele descoperite în mormântul lui Tutankhamon. Da, am avut oportunitatea să vedem masca lui Tutankhamon, sarcofagele cele trei. Da, sunt mai multe sarcofage, cam ca și la Matrioșca. Da, da, unul între altul. Da, tot ce a fost descoperit în mormântul aflat în Valea Regilor, pe care l-am și vizitat ulterior. Încăperea cu bogățiile din aur din mormântul lui Tutankhamon era poate cea mai atractivă parte a muzeului, de asta era și cea mai aglomerată. Era interzis fotografiat în filmatul. Erau paznici acolo care ne tot atrăgeau atenția să nu pozăm, să nu filmăm. Pe lângă încăperea cu obiectele din mormântul lui Tutankhamon, există și o expoziție cu obiectele și sarcofagul și masca lui Ramses al II-lea, unde la fel nu ai voie să filmezi sau să faci fotografii. Muzeul sine este foarte mare, are sute, cred că mii de exponate, doar că nefiind neapărat chiar atât de pasionați de fiecare detaliu istoric, am petrecut acolo undeva la 3-4 ore. Da, cu siguranță dacă ești pasionat, poți să stai și o zi întreagă acolo. Da, da, să citești fiecare informație. Pentru noi cam 4 ore au fost suficiente. După ce am ieșit din Muzeul Civilizației Egiptene, ne-am îndreptat spre Nil, pentru că pentru noi, ca geografi, era interesant să știm că ne aflăm pe malul celui mai lung fluviu din lume. Am traversat Nilul spre insula Ghezira, unde se afla Cairo Tower, sau turnul cel mai înalt din Cairo. Am înțeles că se poate urca în turn, doar că noi nu am urcat. Pentru că oricum aveai nevoie de rezervare ca să urci în turn. Pe ansamblu a fost o zi foarte interesantă în Cairo, cu timp petrecut în muzeu și prin zona centrală, prin piața Tahrir, insula Ghezira, dar și o zi obositoare. Eram de vreo 8-9 ore prin oraș și se simțea atmosfera foarte obositoare a orașului. Și am comandat un Uber și am plecat spre cazare. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și că ați fost alături de noi în acest video. Și ne vedem în următorul.